Mai multe interviuri difuzate la principalele trei canale de televiziune israeliene cu prim-ministrul Naftali Bennett, cu ocazia sărbătorii de Yom Kippur, au oferit o imagine de ansamblu asupra politicii Israelului față de securitatea sa și mai ales față de organizația teroristă Hamas. Reporterii l-au asaltat cu întrebări incomode despre lansările recente de rachete înspre sudul Israelului dinspre Gaza și evadarea a 6 prizonieri din închisoarea de maximă securitate de la Gilboa, care îi spășeau pedepse pentru terorism. Prim-ministrul israelian a spus că este conștient de gravitatea problemei și s-a angajat să nu permită Hamasului să acumuleze mai multe rachete, așa cum s-a întâmplat cu Hezbollah. De asemenea, a mai fost întrebat cum va reacționa la o altă rundă de violență din Gaza, dacă ar exista, deoarece guvernul său depinde de sprijinul unui partid arab, Ra'am, lista arabă comună. Bennett a dat asigurări că va lua decizii bazate nu pe calculele politice, ci va lua în primul rând în calcul siguranța cetățenilor israelieni. Iranul ar putea fi la doar o lună distanță de a aduna suficient uraniu de calitate superioară pentru a dezvolta o armă nucleară, potrivit analizei publicate luni de un grup de specialiști din Statele Unite ale Americii. Raportul se bazează pe analiza de specialitate a descoperirilor recente publicate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică a ONU. Institutul pentru Știință și Securitate Internațională estimează că, în cel mai rău caz, Iranul poate produce suficient uraniu pentru o bombă nucleară în doar o lună și suficient pentru a doua în mai puțin de 3 luni și a treia în termen de 5 luni. Asta nu înseamnă că Iranul este la câteva săptămâni distanță de a putea folosi o armă nucleară. Iranul trebuie mai întâi să reușească să utilizeze uraniu pentru a asambla o bombă, să o instaleze pe un focos nuclear și să se asigure că supraviețuiește reintrării în atmosferă, proces care durează destul de mult. Forțele de apărare din Israel au declarat în februarie că Iranul are nevoie de 2 ani pentru a dezvolta o bombă nucleară ce poate fi lansată. Iranul, pe de altă parte, insistă că nu are nicio dorință de a crea o astfel de armă. La începutul acestei săptămâni, în observațiile făcute la conferința anuală a Institutului de Combatere a Terorismului, ministrul israelian al apărării Benny Gantz a vorbit pe larg despre eforturile Iranului de a obține dominarea regională prin intermediul forțelor paramilitare teroriste, care sunt fidele aspirațiilor revoluționare ale liderului suprem, Ayatollahul Ali Khamenei. Ministrul apărării de la Ierusalim a explicat metodele folosite de Iran de a exploata instabilitatea politică, economică și socială a țărilor din jurul său pentru a-și implementa ideologiile islamice șiite. Iranul înarmează Hezbollah cu combustibil și echipamente care îi permit să continue cu activitățile sale militare, precum și civile în Liban, în detrimentul statului libanez și al cetățenilor săi, a precizat Benny Gantz. La fel se întâmplă în Yemen, Irak și fâșia Gaza. Implicarea regională actuală a Iranului este profund tulburătoare pentru Israel și pentru alți actori regionali. Cu toate acestea, dacă Iranul va reuși să dobândească puterea armelor nucleare, situația va fi mult mai gravă, nu numai la scară regională, ci pentru întreaga lume. Slicot este o serie specială de rugăciuni și cereri rostite în fiecare zi la sărbătoarea Yom Kippur. Cuvântul slicot înseamnă iertare sau îmi pare rău, este un fel de a-ți cere scuze. Liturghia finală se efectuează înainte de ajunul sărbătorii, cu o seară înainte de Yom Kippur. Mii de oameni s-au adunat la Kotel, cum este cunoscut zidul plângerii, pregătindu-se de Yom Kippur. De asemenea, se organizează o ceremonie pentru anularea promisiunilor și jurămintelor făcute în anul precedent, care nu au fost îndeplinite. În noaptea de Yom Kippur există o rugăciune specială numită Kol Nidre, care înseamnă toate jurămintele. Ceremonia este menită să anuleze orice jurământ neîmplinit. În tradiția evreiască este considerat un păcat grav să faci o promisiune, în special un jurământ formal, și apoi să nu ții acel jurământ. Acest lucru este considerat grav chiar și atunci când motivul încălcării jurământului a fost din cauza unor situații neprevăzute. Alpha, Omega.